am primit foarte multe întrebări legate de tipul de antrenament pe care îl fac acasă, pentru că bineînțeles că nu este timp să mergi să-l faci în altă parte, la antrenament mă refer. Da, am primit multe întrebări și am zis să profit de faptul că n-am ajuns încă acasă, pentru că dacă ajung acasă, nu mai pot să pun una pe telefon, nu mai am acces, toată atenția mea se duce înspre copii, evident. Dar înainte de asta trebuie să vă arăt că am ajuns la păr și la unghii, ceea ce este o mare fericire. Dacă înainte asta era viața mea, acum ăsta este un răsfăț bun. Bebe este cu mine. Știu că foarte multe credeți că nu e ok să ții bebele cu tine, dar eu îl alăptez exclusiv, așa că este cu mine tot timpul. Așa. Antrenamentele pe care eu le fac se numesc, sigur știți, Boho Beautiful, Pilates și Yoga. O să las, sau cred că puteți să găsiți, sunt pe YouTube. Pentru mine au funcționat întotdeauna, le fac de câțiva ani și după nașterea lui Carol tot pe asta le-am făcut și alternez cu Insanity, care este un program cardio. Și ce mai place să fac câteodată, dar pentru asta am nevoie de un pic mai mult timp, este să fac niște exerciții de balet. O să le pun pe stories, pentru că la fel m-au întrebat multe mămici care vor să-și revină după naștere. Mai ales după a doua naștere, mi se pare că e un pic mai dificil. Cel puțin în cazul meu așa a fost, sau poate nu știu, habar n-am. Poate nu mai țin minte, deși au trecut mai 2 ani de când l-am născut pe Carol. Da, deci sunt niște exerciții de balet pentru care aveți nevoie de mobilă și de un scaun, cam atât, că sigur nu aveți bară de balet în casă. O altă întrebare pe care eu o primesc destul de des este dacă e greu cu doi copii mici. Iar răspunsul este, hei, da, este. Este greu, mai ales dacă nu ai ajutor, pentru că amândoi au nevoie de tine de cel mai multe ori în același timp, pentru că nu știi la care te duci mai întâi, pentru că nu mai ai timp să faci nimic, iar pentru tine, să faci ceva pentru tine este un vis. Asta este un vis, la modul cel mai serios. Dar, în același timp, este cel mai frumos lucru ever. E minunat. Mai ales când îi strici pe amândoi în brațe, adică nu se poate descrie sentimentul. Oricât ar fi de greu și spun asta, deși am tot auzit lucrurile astea, nu, până nu le simți, nu ai cum să înțelegi. Oricât ar fi de greu, nu se compară cu nimic. Este superb. Și chiar înțeleg de ce oamenii fac mulți copii. Pentru că, da, chiar e vis. E minunat. Doar că trebuie să îți asumi. Cam despre asta e. Și da, mulțumesc că mi-a scris acum că părul arată foarte bine. Așa este, a crescut în timpul sarcinii. Nu, știți foarte bine că nu cade în timpul sarcinii, dar a început să cadă acum. Așa că e super! We'll be right back.
Uite, mami. Uite ce sunt de luțe drăguțe.